Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă după amiază la o magazie de aluminiu de la o fabrică de BCA din municipiul Constanța. Persoanele care au sunat la 112 spun că înainte de apariția flăcărilor și a norului uriaș de fum, s-ar fi auzit 3 explozii. Am fost solicitați să intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o fabrică. Din primele informații, au fost mai multe explozii. Sosiți la fața locului, colegii mei au constatat faptul că a fost vorba despre o deflagrație la aproximativ 10 tone de pastă de aluminiu, iar scânteiele de la deflagrație au sărit în magazia din vecinătate, care avea mase plastice. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis și un mesaj ro-alert, care anunța populația să nu se apropie la mai puțin de un kilometru de locul incendiului și să nu se expună la noxe. Pentru stingerea flăcărilor au intervenit 50 de pompieri cu 10 autospeciale, iar la fața locului au fost mobilizate și 3 echipaje SMURD, dar și 4 mașini ale Serviciului Județean de Ambulanță. Comisarii Gărzii de Mediu și cei ai Agenției pentru Protecția Mediului au intervenit de asemenea pentru evaluarea impactului pe care incendiul l-a avut asupra mediului înconjurător. A fost o misiune destul de grea. Aceștia au realizat în timp ce localizau și lichidau incendiul și protecție la magazinele încărcate cu var pentru a nu se extinde incendiul. Incendiul s-a produs la o magazie ce avea aproximativ 500 de metri pătrați, în care era depozitat carton bituminos. Fiind vară, a doua parte a zilei, briza a influențat curenții de aer, acestea se deplasau, cum era și vizibil, în norul de fum spre nord-nord-vest. Ulterior a venit și ploaia, care, conform datelor primite de specialiștii de la meteorologie de la București, nu a făcut altceva decât să disperse eventuale emisii toxice. Din fericire, în urma incendiului nu au existat victime.